Mașini de sute de mii de euro au blocat circulația 10 de minute în centrul orașului Petroșani. Totul la înțelegere cu autoritățile locale și polițiștii locali. Semafoarele au fost oprite ca să treacă alaiul de nuntă, unde cânta Nicolae Guță. Și ca tabloul să fie complet, un elicopter a survolat zona pe unde traversau bolizii de lux ai romilor. Traficul rutier s-a desfășurat luni în municipiul Petroșani, după reguli știute numai de administrația locală și polițiștii de la rutieră. Devine un convoi, după cum au declarat autoritățile, și n-a fost vorba despre un convoi militar, ci despre unul de nuntași. Cu mulți cai putere supravegheați video dintr-un elicopter. Un afacerist rom din Petroșani a avut nuntă și botez, iar invitat a fost Nicolae Guță. Dimineața lângă tine să mă trezesc, să spun că te iubesc. Te-am ales pe tine pentru inima mea, nu mi-aș vedea viața lângă la tine. Dimineața lângă tine să mă trezesc, să spun că te iubesc. Te-am ales pe tine pentru inima mea. Afaceristul a vrut să oprească semafoarele ca să nu aibă piedici pentru cei 700 de nuntași, îmbarcați în 200 de mașini. Refuzul comisiei de avizare n-a constituit însă o piedică, pentru că autoritățile au venit totuși în sprijinul petrecăreților. În urmă cu 2 ani, în Valea Jiului, o mașină de poliție chiar a fost antemergătorul coloanei de nuntași. Atunci, personajul principal era un deputat.